Ce ne deosebește cu adevărat de alți cântăreți? Există un singur răspuns. Interpretarea. Ceea ce interpretăm și modul în care o facem ne face unici, ne face memorabili. Rămânem în mintea oamenilor chiar dacă ei nu știu exact de ce. Și acel de ce are un singur răspuns. Pentru că s-au identificat cu adevărat în ceea ce noi am spus acolo, ceea ce noi am cântat. Bine, de acord, dar cum facem asta? Cum facem ca o interpretare să fie memorabilă? Ar fi multe de spus aici, însă o să încerc să mă restrâng cât se poate. Cel mai important lucru este să folosim contrastele în interpretarea noastră. În general, orice melodie are o structură de genul acesta. Punctul culminant nu este întotdeauna neapărat o notă foarte forțoasă, foarte acută. Poate să fie o pronunție foarte accentuată. Poate să fie o notă acută luată foarte, foarte emoționant, foarte ușor, foarte delicat. Sau, da, se poate să fie un super belting și să fie toată forța noastră, toată energia noastră. Însă, în general, melodiile încep pe o notă mai calmă, mai liniștită, în care se spune enunțul despre ce este vorba în cântec, care este starea generală a cântecului în poziție statică. Iar apoi emoția crește și se construiește și se construiește, iar noi, vocal, interpretativ, cu tot corpul, cu toată mintea, cu tot sufletul și vocea, ne ducem după mesajul piesei. Este foarte important să ne dozăm, adică să nu ne aruncăm de la început, să nu dăm o presiune mare de aer de la început și pur și simplu să stăm, să pitrucim și să construim cărămidă cu cărămidă până la emoția punctului culminant. Iar apoi să știm să ne întoarcem la starea din care am pornit sau o stare poate de concluzie și mai molcomă și mai liniștitoare, ori poate mai tristă, tot la fel de armonios, să nu fie o cădere bruscă, pentru că atunci oamenii care ne ascultă au exact acest fel de stări. Și devine obositor, suntem obositori. A cânta pe o voce lină, domoală, delicată, tot cântecul, ca un cântec de leagăn, poate să plictisească foarte tare, oricât de frumoasă este vocea noastră. Și a cânta pe o voce forțoasă, super, cu rezonanță de piept, cu belting, cu mix, cu ho-ho-ho-ho, sau acute, extraordinare, tot cântecul. Poate să se simtă ca și cum cineva țipă la noi, din punct de vedere al publicului și pur și simplu vrem să se termine cât mai repede. Așadar, o îmbinare frumoasă între contraste, voce moale, voce în forță și urmărirea acestui fir foarte bine dozat ne va face o prezență și o interpretare memorabilă.